Joi 11 iulie, la școala gimnazială Academician Marin Voiculescu din municipiul Giurgiu, s-a dat startul lucrărilor de eficientizare energetică la 2 ani și jumătate de la depunerea proiectului cu finanțare europeană. Prezenți la eveniment au fost primarul Nicolae Barbu și directorul Consighesa, firma care a câștigat licitația pentru executarea acestor lucrări. În 3 luni și un pic avem câștigătorul licitației. Mă bucur că este un giurgiuvean, că este o firmă din Giurgiu. Lucrul cel mai bun este că, am spus-o întotdeauna, sunt buni banii europeni, dar și mai buni sunt când rămân în Giurgiu. În totalitate, asta înseamnă că, cel puțin pe partea de manoperă și, eu știu, materii prime luate din Giurgiu, banii vor rămâne în zona aceasta. Suntem la școala 8. Proiectul este în peste 500 de... 3.300.000 și ceva, deci vreo 750 și ceva de mii de euro. Eficiența energetică, înlocuit tot ce înseamnă partea de geamuri, uși, iar ce e mai important, eficiență energetică prin înlocuirea sistemului de încălzire, a sistemului de iluminat în școală și, până la urmă, și îmbunătățirea condițiilor copiilor. La rândul său, directorul Consig, Virgil Dop, a precizat că există o coincidență interesantă. Domnia sa a fost șef de șantier la lucrările de construcție a acestei școli în urmă cu peste 30 de ani. Acum lucrările care se vor face vor fi lucrări de eficientizare termică, lucrări la exterior și lucrări la interior. Cele de la exterior înseamnă schimbarea tâmplăriei cu una mai bună, cu tâmplărie termopan cu penta camerală. Pereții vor fi izolați cu polistiren și cu vată. La interior se vor face lucrări de izolare a subsolului. La acoperiș se va schimba sistemul hidro și hidroizolant. Iar la interior vor fi, cum a zis și domnul primar, schimbări de la eficientizarea sistemului de climatizare, sistemului de termic și a iluminatului cu lămpi noi, corpuri de iluminat noi, cu durată mare de funcționare și cu eficiență termică, eficiență mai energetică mai mare. Edilul șef i-a cerut executantului ca lucrările interioare să fie finalizate înainte de 1 septembrie pentru ca elevii să poată începe cursurile în condiții optime. Aveți o situație foarte grea pentru că n-aveți decât o lună și 20 de zile până la 1 septembrie când trebuie să finalizați toate lucrările din interior și ceea ce vreau să vă rog este că prin organizarea muncii dumneavoastră mi-aș dori ca elevii să nu sufere datorită acestor lucrări de investiții care se fac.